după mai bine de 80 de episoade de hoți cibernetici și după zeci de discuții purtate cu scammeri, tocmai s-a întâmplat ceva ce m-a șocat, necrezând că o să se întâmple asta vreodată. Un șarlatan, român de asemenea, a refuzat să-mi dea țeapă când afla că și eu, la rândul meu, sunt român. Ba chiar mi-a și explicat cum funcționează escrocheria. N-am vrut să te păcălim pentru că n-am vrut să ardem români. Înțelegi? A, ok, deci păcăliți alți oameni, nu români. Da, străini. Și noi nu vrusărăm să spunem ție. Okay. Să te ardem pe tine. Și de-aia te-am învățat să nu închiriezi. Că tu o să intri pe altă casă din Spania să închiriezi și o să-ți zică altul cu tribat visorul și de fapt e păcăleală. Dar să luăm cu începutul. O să vedeți în ce constă țeapa. O să vă arăt o discuție scurtă pe care am purtat-o cu un tânăr care era să o ia. Iar apoi trecem la escrocul cu principii care nu vrea să-și păcălească cu frații români. Mă bucur că ești atât de informat cu toate detaliile. Povestea începe cu un abonat care căuta cazare pentru două familii în orașul Benidorm din Spania, pentru că în august vor să-și facă concediul în orașul respectiv. Și a dat peste această cazare pe Booking, proaspăt adăugată, și a decis să intre în contact cu proprietarul, făcând totodată și reverse-search images, ca nu cumva pozele să fie luate de pe net, dându-i zero rezultate, lucru încurajator, nu erau poze luate de pe Google. Dar totuși, nu erau recenzii la cazare, iar asta poate fi destul de tricky. Am văzut că voiai să iei apartamentul ăsta în Spania și vreau să te întreb pe ce criterii ai mizat, pentru că era un apartament adăugat nou și nu avea recenzii. Da, asta a fost ideea. Am căutat undeva un apartament până în 2000 de euro în Spania, într-o zonă destul de frumoasă, pentru că nu avea rost să dăm sume exagerate de bani pe un apartament timp de o săptămână. Și inițial apartamentul arăta bine, am căutat pozele pe Google să mă asigur că nu e fake și am zis totuși, în ciuda recenziilor care nu erau pe Booking, am spus totuși să rezervăm să vedem ce iese. Cam pe treaba asta a fost mizat. Pe Booking era treaba că trebuia să soliciți rezervarea. Automat, după ce solicitai rezervarea, avea proprietarul termen, timp de 48 de ore să-ți răspundă la solicitare. Nu ne-a răspuns, a zis că solicitarea este acceptată, ne-a trimis Booking-ul un e-mail și Booking-ul teoretic te redirecționa către proprietar. Și de acolo a început totul, cel puțin am vorbit cu acel proprietar, să zic, pe WhatsApp și cam așa s-a ajuns unde suntem acum. Și tu inițial i-ai scris în română, nu? Da, inițial noi am vorbit în română cu el, cel puțin primele, să zic, 5 mesaje de la noi au fost în română. După el a continuat o timp de 2 zile, să zic, cu niște mesaje seci în limba română și după am continuat pe spaniolă. Uh-huh. Ai crezut că discutați până la urmă cu un spaniol? Exact, asta a fost ideea. Am crezut că și el, cum foloseam și noi după Google Translate-ul să traducem din spaniolă în română, am crezut că și el tot la fel a făcut cumva să încerce să vorbească cu noi în limba română, dar am zis să iau eu inițiativă și să vorbesc cu el în limba spaniolă, să nu-și mai pierd omul timpul. Discuția a durat undeva la aproape 2 săptămâni sau o săptămână jumate, ceva de genul, timp în care omul nu prea ne dădea detalii foarte multe despre apartament, le răspundea foarte greu și foarte sec. Și v-a propus pe WhatsApp să rezervați prin TripAdvisor pentru că ieșiți mai ieftin, nu? Exact. El ne-a spus de treaba cu TripAdvisor-ul pentru că, dacă am înțeles bine de la dânsul, Booking-ul îi lua o comisiune foarte mare pe taxa de închiriere, să spun așa, apartamentului, pe listarea apartamentului și nu era ok pentru el. Adică de la 1200 de euro s-a ajuns undeva la 800 de euro, ceea ce este era un preț destul de ok pentru noi, dar după când ne-a redirecționat către acel link de plată, am înțeles că e o țeapă cam toată treaba. Ideea e că țeparul, mă rog, proprietarul, mi-a cerut datele de contact. I-am dat e-mail, nume, număr de telefon și așa mai departe și pe e-mail mi-a venit o redirecționare către acel link, dar e-mailul nu era de la el, era de la un suport fake a TripAdvisor-ului și da, și e-mailul acela de suport era fake și site-ul în sine de plată era fake, dar cu logo TripAdvisor, cu toate funcțiile TripAdvisor-ului, cum ar veni. Uh-huh.
Și ți-a venit și o factură? Da, mi-a venit și o factură. Falsă. Bun, și exact. Tu în momentul acela ce ai făcut? Ai intrat în contact cu el și ai zis că ți-ai dat seama că ești acum? Nu, am intrat în contact cu el pentru că noi chiar am vrut să închidem apartamentul, ne-am dus până la detaliile de pată și așa mai departe și suportul, mă rog, suportul, site-ul la fake a drept advisorului, să zic așa, făcut de el sau făcut de altcineva, ne spunea că nu se poate face plata prin TripAdvisor, adică trebuie transfer cum ar veni de la o bancă la alta. Și noi am spus din start că nu transferăm nimănui nimic pentru că probabil treburile de genul sunt țepe și că nu vrem să ne riscăm. Și am spus că bună seara, mă rog, era seara, era în jur orei 12 sau ceva de genul când a purtat ultima conversație. I-am spus că bună seara, ce este cu, pentru că pe site-ul ăla apărea un IBAN și un nume de român. Dragnea, și... culme. Da, exact, exact, ceva cu Dragnea Georgescu, mă rog, în fine. Și i-am spus că bună seara, ce este cu acel cont, dacă putem să facem plata prin... într-o platformă mare, să nu fie țeapă, că nu transferăm de la o bancă la alta. Și atunci a început cu jignirile, inițial ne-a lăsat în sin, undeva la o zi, și după a început cu jignirile, în limba română, jignirile, bineînțeles, în limba română. Și cam aici s-a terminat toată conversația, nu? Exact, exact, cam aici s-a terminat toată conversația și cam toată țeapa, pentru că, na, nu am transferat nimic, banii sunt ok, adică na, nu ne-am luat seapă la modul că am transferat banii și așa mai departe, dar a fost o pierdere din timp, pentru că na, în alea două săptămâni puteai să-ți găsești ceva ok peste tot. Văzând asta, am zis să intru și un contact cu șarlatanul, să-i aflu datele de tranzacție, cât și printr-un IP Grabber Sandwich, locația. Însă nu s-a ajuns până acolo, pentru că discuția a luat destul de repede o turnură neașteptată, după cum am menționat anterior. Și din câte vedeți, marți am intrat în contact cu șarlatanul și l-am întrebat: "Hello, magnifico, benidorm." A revenit ulterior cu un mesaj în spaniol în care zicea să îi transmit numărul de persoane și zilele în care doresc să închiriez apartamentul. I-am transmis că nu habla spaniol și dacă putem să vorbim în engleză sau română. Mi-a răspuns că în engleză și că română nu știe, dar poate traduce. I-am mulțumit și am spus că suntem trei persoane și că doresc să închiriez apartamentul pentru perioada 5-12 august. Este liber? Șarlatanul a revenit cu mesajul ăsta: în rezervare prețul este de 1090 de euro. Ei bine, acum i-am dat seama că costurile de rezervare sunt foarte mari, chiar și pentru mine, chiar și pentru tine. Și în acest caz, pentru 7 nopți ar fi 700 de euro. Și cred că ar fi mai bine să fac tranzacția prin TripAdvisor, pentru că acolo plătesc doar un comision foarte mic. Deci diferența de 1090 și 700 ar fi între Booking și TripAdvisor, din zisele șarlatanului. Deci dacă doriți să rezervați, vă pot trimite linkul TripAdvisor și acolo vei găsi tot ce ai nevoie pentru a-ți finaliza închirierea. Anunță însă, știu, mulțumesc. Am vrut să-mi confirme dacă pe Booking este prețul de 1090 de euro, iar pe TripAdvisor 700. Mi-a zis că da, i-am mulțumit și am zis că da, ar fi cel mai bine prin TripAdvisor. Și apoi a revenit cu mesajul ăsta la care nu mă așteptam: să nu mă înjuri și nu te supra, dar mai bine ia de pe Booking direct, să nu accepti de TripAdvisor sau altceva, e un sfat. Sănătate mult! Smiley face. Păi prin TripAdvisor e mai ieftin, eu prin TripAdvisor doresc 700 de euro. Dar pentru perioada 5-12 august, astea au fost mesajele mele ulterioare, pentru că nu înțelegeam ce se petrece. Și a revenit cu mesajul, citește bine ce scriu: nu închiria prin TripAdvisor, ia direct din Booking, că pe TripAdvisor e păcăleală. Pe orice caz să intri de pe Booking și îți dă alegerea cu TripAdvisor să nu fii de acord că e păcăleală. Chiar dacă plătești mai mult pe Booking, e 100% sigur Booking-ul. Deci TripAdvisor nu e bun și nu mai alege case noi puse pe Booking, care nu au recenzii. Chiar nu înțelegi, noi nu ardem români. De-aia te și învățăm să nu pierzi banii. Nu! Și în acest punct de nicăieri, țeparul m-a sunat. Alo, da, mă auziți? Da, ce faci? Uite, bine, sunteți români, apare, nu? Păi da. Păi tu în ce țară lucrezi? În România. A, ești în România. Mă, nene, noi ce încercăm să spunem este că treaba cu TripAdvisorul e păcăleală, înțelegi? Dacă închiriezi vacanță undeva, ia direct pe Booking și plătești pe Booking, chiar dacă plătești mai mult. TripAdvisorul e o șmecherie la mișto făcută ca să păcălească lumea. A, înțelegi? deci voia să mă păcăliți. Nu, n-ai înțeles. N-am vrut să te păcălim pentru că n-am vrut să ardem români. Înțelegi? A, ok, deci păcăliți alți oameni, nu români.
Da, străinii. Și noi nu vruserăm să spunem ție. Okay. Să te ardem pe tine. Și de-aia te-am învățat să nu închiriezi, că tu o să intri pe altă casă din Spania să închiriezi și o să-ți zică altul cu tripat visorul și de fapt e păcăleală. Dacă închiriezi, închiriezi direct pe Booking și gata. Plătești banii acolo și gata. A, ok, mersi. Asta vreau să spun, atâta. Ok, mersi, deci sunteți noi români. Pentru ce? Nu te supăra pe noi. Nu, 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 nu. Să facem bani. Păi, dar și dar unde sunteți? Dar noi nu te ardem pe tine, dar să nu accepti. Să nu accepti TripAdvisor-ul, mă înțelegi? Că e păcăleală. De ce e păcăleală? Dacă intri pe altă casă și spune TripAdvisor, e păcăleală. Ce să mai... Ok, mersi mult. Păi și cum este țeapa asta cu TripAdvisor-ul? Cum funcționează? Păi e simplă. Îți trimite ceva cu un cont și ele și tu faci plata în contul ăla și nu mai vezi banii niciodată și ai rămas și fără vacanță și fără bani. Că am văzut că este listat nou, dar nu mă gândeam că ăștia de la Booking acceptă chiar pe oricine care poate să dea țeapă. Păi acceptă o perioadă, după aia pac, dar anunțul jos. Că nu mai e anunțul jos, nu mai e anunțul sus. Ai văzut că pe ăla pe Benidorm nu mai e sus? L-au dat jos. L-au dat jos? N-am mai intrat de acum două zile. Păi și voi unde sunteți? Sunteți în România? Nu, suntem afară. Ok, că de-aia zic să nu vă prindă ăștia din România. Sperăm că nu, niciodată. Și merge treaba. Ce, așa? Cam cât se fac așa pe lună? Bine, să știu că vreau să mă bag. Deci să nu faci treaba aia ca să nu pierzi banii, bine? Mi-am dat seama că va fi o chestiune de moment până va închide apelul și am încercat să aflu măcar câte persoane au căzut în plasă, însă au fost în zadar. A ținut conversația din scurt, din câte ați observat. Deci iată că ne-a fost dat să vedem, după atâția ani, un șarlatan cu deprinderi naționaliste, fiind atât de devotat, încât nu doar că nu a vrut să mă păcălească, dar a spus și cum stă treaba, ca să mă feresc pe viitor de schemă, crezând că sunt un naiv român, predispus la cădea în astfel de capcane. La sfârșitul zilei tot este blamabil ce face. Sper ca toată lumea să-și mențină virtutea inexpugnabilă față de acești schemări, chit că poate atitudinea lor le inspiră un miraj laudativ. Deci grijă mare, nu folosiți platforma Booking când vreți să faceți o rezervare și mizați doar pe cazările cu recenzii pentru a nu risca să